Bine v-am regăsit, dragii mei tăurași, la etalările extinse pentru fiecare zodie în parte. Am ajuns la voi, așa că în această zi o să încerc să aflu cât mai multe informații pentru domniile voastre din perspectiva planului iubirii, planului financiar, planul material și așa mai departe. Acum, dacă unul dintre planuri, deja știți, v-am obișnuit cu etalările pe care le fac, se evidențiază, atunci o să insistăm cu recomandări și cu clarificări. O să avem mesaje surprize pe care le am în aceste pliculețe și o să extrag un pliculeț la întâmplare pentru voi. Un mesajel deja a vrut el să cadă, îl las pentru că nu este nimic întâmplător. O să vorbim și despre planul sănătății, așa în linii mari, justiție, de ce ar trebui să țineți cont niște avertizări din partea Universului, pentru că știți foarte bine, nu totul este miere și lapte și miere, așa că în orice caz este o recomandare extraordinară venită din partea Universului, mesaje din partea persoanelor la care vă gândiți, bineînțeles, vorbim și despre planul iubirii, evident, planul carierei, o să avem și un răspuns aproape personalizat la o situație a dumneavoastră particulară, o să vorbim despre planul intim așa în mare, așa că să îi dăm bătaie. Nu uitați că sunt etalări generale cu care vă veți potrivi sau nu. Important este să preluați doar acele mesaje cu care rezonați, astfel încât să aveți niște răspunsuri cât mai clare și concrete. Spuneam că o să aleg unul dintre aceste plicuri cu inimioare. Un mesajel a ieșit. O să încerc să nu mă uit ca să nu fie niciun fel de problemă. Ia să vedem ce... Același mesaj ca și la Berbec. În sfârșit, salut toți urmăritorii și a celorlalte semne zodiacale care vizitează și zodia Berbecului. Mesajul care a vrut să sară din aceste plicuri, nu știu de unde este, în sfârșit, este luat spre noi începuturi și sau un nou start proaspăt pentru voi în luna august. Iar aici celelalte mesaje, imediat o să vă spun despre ce este vorba. O să-l iau pe cel mare și o să vă spun așa că și la voi, ca și la Berbeci, o dată de 28 este extrem de importantă. Mutare dintr-un loc în altul. Distanță, relații la distanță. Vei vedea în curând rezultatul. Clarificare, bucurie, bucuria unor clarificări. Un mesaj, telefon, e-mail sau întâlnire. Job nou, oferte, propuneri și carieră. Un pas important în carieră. O să iau pe acesta, ia să vedem unde este noi începutul, nu știu sigur de unde a căzut pentru că nu mă uit în aceste pliculețe, dar asta este, la fel o să procedez, nu știu, o să-l pun pur și simplu unul din pliculețe. O să încep, dragii mei, dragile mele, bineînțeles, cu un... mesaj, să spunem așa, călăuzitor pentru luna august, de ce ar trebui să țineți cont sau ceea ce este cel mai important ca taurii să știe că s-ar putea întâmpla în luna august. Dragii mei, vă aflați la jumătatea drumului. Încă puțin tel și lucrurile se pare că intră în făgat pe făgașul normal. Să știți că este un drum, dacă vreți, particular cu suișuri și coborâșuri și tocmai că această rezistență, taurii sunt foarte rezistenți, așa, din punct de vedere al enduranței, sunt beton. Și în această lună dați dovadă de aceeași rezistență, aceeași determinare, urmărindu-vă scopul, urmărindu-vă viziunea. De aceea, nu întâmplător a ieșit acest mesaj care spune mențineți ferm viziunea. Pentru că ceea ce pare acum stană de piatră se va da la o parte. Exact ca acea piatră de la peștera din povestea lui Aladin și cei 40 de hoți. Aladin deschide-te, auzi, Sesam deschide-te. Cam așa ar putea să fie interpretată luna august pentru voi. Vi se ia ori o greutate de pe inimă, de pe suflet, se da la o parte un blocaj sau pur și simplu se deschide o nouă
oportunitate, se deschide oportunitatea, că nu degeaba ați ales acel nou început. De asta spun încă puțin tel, pentru că într-adevăr sunt anumiți tauri care o duc așa de ceva vreme, lucruri neîmplinite sau lucruri care ar putea fi interpretate ca fiind bătute în cuie. Dar nimic nu este bătut în cuie și ce începe se sfârșește, ce se sfârșește începe. La voi, voi treceți pe partea cealaltă, știți, de nou început, așa că capul sus, pentru că veți avea destul de multe oportunități și destul de multe începuturi. Acum hai să vedem acest început. Nu vă dați în lături. Să nu vă lăsați convinși, convinse de cei din jurul vostru. Voi vedeți-vă scopul și durata vizitei. Da, pentru că până la urmă o să aveți de câștigat dintr-o situație de win-win, știți, câștig eu, câștigi și tu. Asta înseamnă că s-ar putea, atât în planul material financiar, cât și în planul carierei, să aveți de discutat cu persoane care își spun părerea, că sunt ședințe, că sunt negocieri, că sunt tranzacționări, că sunt parteneriate. Până la urmă, ambii aveți de câștigat, ambele părți au de câștigat. Poate să fie vorba și despre un proces de partaj. Vă veți înțelege că de fapt despre asta este vorba și veți trece de această stare de tensiune, de nesomn, de frustrări. Pentru că nu vă ascund, sunt foarte mulți tăurași care au pus foarte multă presiune pe ei. Să știți că de foarte multe ori lucrurile nu, adică sau de foarte multe ori, în general lucrurile țin de noi până la un moment dat, după care nu mai țin de noi. Asta cred că ar fi foarte interesant de comunicat, sau cred că asta consideră ghidii spirituali că ar trebui să știți, nu mai ține de voi. Ați făcut absolut tot ce se poate face. Ceea ce trebuie să faceți voi este în acele discuții, în acele tranzacțiuni, că poate vreți să vindeți o casă, poate vreți să, nu știu, cum spuneam, tot soiul de partaje, să încercați să puneți accent pe, nu mai spun de rațiune logică, pentru că este la ordinea zilei, este cuvântul de ordine pentru toate semnele zodiacale în această lună august, dar și pe diversitate și în acest caz încercați să blenduiți toate ideile care vin și de la alte persoane. Adică este adevărat, susțineți-vă convingerile, dar fiți atenți și atente și la cei care au un cuvânt de spus, cu mai multă personalitate, cu mai multă experiență de viață, asta am vrut să spun, cu experiență personală de viață, cu mai multă experiență personală, profesională, dacă este vorba despre un job sau de un conflict. Pentru că din acest amestec de idei, să știți că poate să iasă o soluție absolut minunată, o soluție magnifică care vă ajută să vă rezolvați o problemă personală și să ajungeți până la urmă la rezultatul pe care vă bazați. Focuzați-vă pe aspectele pe care vor să le expună fiecare din celelalte părți. Aici simt că este vorba de discuții. Discuții față în față, contracte pe care le semnați față în față, poate să fie vorba și despre un interviu, tot ceea ce aveți de susținut față în față cu cineva, un examinator, de exemplu, poate să fie orice tip de examinator, va ieși ceva foarte, foarte bun și benefic, gândindu-vă și la părerea acelei persoane. Adică și acea persoană poate să aibă o părere pertinente și cred că vă veți pune de acord vis-a-vis de rezolvarea unor situații, vă veți pune de acord pentru că veți discuta despre treaba asta, astfel încât există varianta să lucrați în echipă, să lucrați împreună cu această persoană. Sau ba mai mult, dacă este vorba despre un proces de partaj, separare, orice fel de proces, separare de bunuri sau orice fel de divorț, de exemplu, ați putea ajunge la un consens să colaborați pentru binele copilului pe care îl aveți împreună, de exemplu. Adică vă veți înțelege și în planul romantic, și în planul material. La fel, aveți de obținut un împrumut sau de obținut o sumă de bani care vă ajută să vă mutați undeva la o casă, de la apartament la casă sau din oraș la țară sau etc., etc., sau din alt loc. Probabil ajungeți la acea negociere, fiecare spune părerea astfel încât să obțineți acei bani care să vă ajute să
faceți acest lucru. Deci nu mai puneți presiune pe voi, pentru că lucrurile se vor schimba în lucruri pozitive. Tot ceea ce trăiți acum și vi se pare de stană de piatră, totul se schimbă în pozitivitate. Nu este cazul să vă îngrijorați. E adevărat că sunt unii tauri care pun răul înainte. Nu mai puneți răul înainte. Este normal câteodată să îți iei toate precauțiile, dar nu le duce în extremă. Te ajută să te gândești că poate să iasă și rău, dar în cazul tău nu mai este nimic rău, pentru că divinitatea o să vă ofere soluția extraordinară, răspunsul acela magnific de care vorbeam, la această problemă cu care te confrunți. S-ar putea să experimentezi așa niște momente ușor tensionate, voi veți simți extenuați fizic, psihic, emoțional, anxietate, o perioadă care vă provoacă, nu vă ascund acest lucru, vă provoacă foarte tare, o perioadă de schimbare. S-ar putea să se întâmple sau să fie anumite lucruri pe care le doriți, dar care vă pun câteodată în imposibilitatea de a le reuși în timp util, de unde și anxietatea, frica că nu veți reuși la timp, să predați un discurs, să predați un plan, să negociați. Deci o să fie o perioadă destul de tensionată ca să obțineți ceea ce vă doriți într-o problemă. Dar v-am zis, îngerii știu despre ce este vorba și lăsând planurile în mâna lor, vă veți elibera. Deci sunteți la jumătate, mai aveți un piculeț ca să vă eliberați de toată această stare de frustrare și de agitație. Și dacă tot am vorbit de această stare, haideți să vedem și din punct de vedere al justiției, părții aceasta sociale, să vedem ce ar putea să se întâmple. Vorbim de energii mature, să știți, sau, bineînțeles, să cântăriți cu maturitate luarea unei decizii, mai ales mutare sau, uite, posibil să fie vorba și despre, pentru o altă categorie de tauri, de luarea unor decizii pentru o anumită vindecare. Aveți echilibru și din punct de vedere al emoțiilor ce țin de medicină, ce țin de vindecare. Aici este echilibru. Este vorba despre o vindecare naturală a afecțiunilor trupului tău, dar și rănilor sufletești. Este vorba despre regenerarea tuturor ființelor umane. Sunteți susținut în acest proces de purificare și exorcizare. Atenție că s-ar putea să fie legate de voi și anumite entități care nu vin din partea divinității, gândindu-mă la acele lucruri negative, neortodoxe, care ar putea să fie făcute. Acum nu vreau să bag spaima în voi, Doamne ferește! Dar și din acest punct de vedere, totul vine de la sine. Deci nu vă faceți nicio problemă sub acest aspect. O dată de 14, 19 și 22 poate să fie date importante în care totul se schimbă de la 180 de grade și aveți o soluție, primiți o soluție câștigătoare, soluție miraculoasă la problema în care vă confruntați. Din punct de vedere al energiei feminine există o renaștere din propria cenușă ca pasărea feniceni și din punct de vedere medical, dar și a rănilor sufletești. Și mai mult decât atât, s-ar putea să primiți anumite daruri, s-ar putea să primiți anumite oferte, anumite parteneriate, să spun așa, în iubire, sau poate că vreți să vă deschideți o afacere pe cont propriu și sunt șanse foarte mari să se întâmple acest lucru, mai ales dacă cochetați cu tot ce înseamnă arta frumosului, de la saloane de frumusețe până la pictură sau, eu știu, în caz particular știți voi despre ce este vorba. Probabil că există și o propunere care o să vă deschidă noi propunere care o să vă deschidă mult mai mult mintea și mult mai mult capul. Adică probabil că nu v-ați gândit niciodată că puteți să faceți acele lucruri. Nu m-am gândit niciodată că pot să lucrez ca mă scuzați, într-un domeniu pe care nu-l stăpânesc. Ba da, există și această posibilitate. Haideți să vedem un răspuns aproape particular cu o situație cu care vă confruntați, pentru că simt că este vorba despre o tensiune destul de mare, deși de la început pot să vă spun că aveți noroc. Tensiune și din punct de vedere al tauroicelor care își doresc un copil și nu reușesc din cauza infertilității.
mențineți-vă viziunea fermă, nu clacați, mergeți pe mai departe, pentru că, haideți să vedem ce răspuns vă oferă minunații noștri. Depinde de tine, așa că întreabă-ți îngerii, cere-ți în sfatul pentru ca situația să se îmbunătățească. Probabil există o lipsă de credință sau nu prea aveți încredere că situația se va îmbunătăți. Ba da, situația se îmbunătățește și o să vezi și o să simți că lucrul acesta ține doar de tine. Să nu-ți pui bețe în roate singur sau singură. Haideți să vedem din punct de vedere al sănătății, că tot vorbeam, la voi poate să fie o vindecare emoțională aici, o rană sufletească, cred, mai mult decât o rană fizică, doar că atenție la tot ce înseamnă dezechilibru, la amețeli, la, nu știu, probleme cu urechea internă, umeri, romatism în general, încheieturi. Și starea aceea permanentă de fric, de frison, de răceală, de imunitate scăzută. Se vindecă absolut tot. Cuarț roz, țineți un cuarț roz sau cumpărați-vă un cuarț roz. Încărcați-l cu intenții de vindecare. Ia să vedem că s-a întors această carte. Spuneam atenție la acele lucruri neortodoxe. Aveți această protecție, posibil să fie un dezechilibru creat de anumite intenții negative care vin din partea unor persoane care nu le intrați așa pe sub inimă. O protecție este necesară. Dacă simțiți nevoia, puteți să vă luați tot soiul de amulete, tot soiul de brățărici. Intenția contează foarte mult și mai este o persoană cu care aveți o legătură, sunt șanse să aveți pe lângă voi persoană cu care aveți legături, că este un fost partener, e o relație de dependență, o relație de codependență, dar este toxică. Foarte multă toxicitate aici, de aceea se cere neapărat protecție, orice soi de protecție, de îngrijire, auto-îngrijire prin scuturi de protecție. Dar există și noroc din acest punct de vedere, pentru că aveți aici un noroc sau, într-adevăr, divinitatea vă protejează. Cineva are senzația că îi aparțineți. Sau cineva are senzația că poate face absolut orice pentru că voi aparțineți. Este o energie dubioasă aici pe care o simt la voi de data aceasta. Dar v-am zis, nu vă încerc să vă induc alte stări, că nu este cazul, pentru că aveți, pe cât de mare este această toxicitate, să spunem așa, pe atât de importantă și de semnificativă este protecția pe care o primiți de la divinitate. Ca semne zodiacale importante cu care ați putea să intrați în contact în această lună, în primul rând pești foarte mult, apoi fecioară, balanță, rac, scorpion și gemeni. Din punct de vedere al iubirii, haideți să vedem acum la ce să vă așteptați din punct de vedere al planului iubirii. Încet, încet vă îndreptați către o iubire, dar asta s-ar putea să fie o iubire cu totul și cu totul nouă, pentru că sunteți ghidați așa ușor, ușor, step by step, către mare iubire. Sunt situații în care n-ați mai iubi sau nu veți mai iubi niciodată așa. Sunt situații în care persoanele singure își vor întâlni mare iubire sau sunt situații în care dacă ați ieșit dintr-o relație, această nouă persoană vă va ajuta să găsiți normalitatea într-o adevărată iubire. O să vă îndrăgostiți până peste cap și universul vă deschide o nouă cale de a întâlni sau de a aspira, de a vă pune legătură cu această mare iubire pe care urmează să o trăiți începând din sau cu această lună. Progres, ascensiune.
Există posibilitatea unei întâlniri, există posibilitatea ca această persoană să fie mai tânără decât energia feminină, să nu îi pese deloc de nimeni și de nimic, de relații extraconjugale, de trio, de pătrat, nici nu mai contează, s-ar putea ca această persoană să vă și spună sau să-și dorească să vină să vă fure, știți? Vin, te iau, te fur și rămânem împreună. Deci s-ar putea să nu mai scăpați de persoana asta. Odată ce o întâlniți, s-ar putea să-și facă planul mare de viitor. Nu cred că este o persoană din trecut, s-ar putea să fie o persoană șatenă cu ochii închiși la culoare, ca și ele, șatene cu ochii închiși la culoare, sau grizonate cu ochii închiși la culoare. Haideți să vedem cum ar putea să se producă această întâlnire. Parcă vă șoptește cineva despre această persoană și apoi voi să intrați în relație cu această persoană într-o relație karmică. Persoana aceasta vă este destinată. Ar putea să vă agațe în ghilimele de rigoare pe rețelele de socializare, flirt, bineînțeles. S-ar putea să fie vorba despre o persoană alături de care veți trăi niște experiențe cel puțin interesante, pentru că, și aici nu vă ascund că o să fie foarte multă pasiune, dar și gelozie, foarte multă dragoste, dar și posesivitate și foarte multe suișuri și coborâșuri. Autosabotaj, vă puneți bețe în roate singuri. Deci dacă lăsați această relație să curgă cu toate experiențele cu care vine, lucrurile o să meargă foarte bine. Dacă există gelozie, pasiune, credeți că este doar al vostru sau doar a voastră, atunci intervine un autosabotaj și de aici s-ar putea să fie acele suișuri și coborâșuri și există și varianta să vă despărțiți la un moment dat, dar nu definitiv. Dar cel puțin această iubire vă va da bătăi de cap. Vedeți că tot împreună sunteți. Acum, un mesaj particular. Probabil că persoana respectivă s-ar putea să ori s-o cunoașteți, chiar dacă intră în viața dumneavoastră ca noutate, este un new entry, dar s-ar putea să-l cunoașteți sau s-o cunoașteți, sau cel puțin în primă fază să fiți prieteni. Dintr-o frumoasă prietenie să se nască o pasiune sau aceasta să fie marea noastră dragoste. Că și după ce trece perioada de îndrăgostire, rămâne acea susținere, prietenie. Aveți o legătură de foarte, sau veți avea o legătură de prietenie. Datorită acestei persoane, viața noastră se va îmbunătăți considerabil. Și aveți și aici confirmarea. Poate are și un tatuaj pe braț, mesaj suplimentar. Este o persoană care vă susține. Ia vedeți că poate știți deja despre cine vorbesc eu, dar nu aveți sau nu v-a trecut niciodată prin cap că poate să fie o persoană alături de care să stați într-o relație de iubire. Pentru că lucrurile, mie așa mi se pare că din punct de vedere al iubirii, lucrurile la voi se schimbă așa din acea prietenie către iubire și din faptul că poate până atunci nu îi dădeați atenție, acum deveniți gelos sau geloasă și nimeni să nu cumva să pună mâna pe cei al vostru. Adică de unde nu-mi pasă, e doar un prieten, ajungeți la wow, să nu cumva să întoarcă privirea către alte persoane. Știți? Ce v-ar transmite persoana respectivă, persoana aceasta, sau ce urmează să vă transmită este aici un adevăr pe care îl ține.
adânc în inimă și în suflet, nu a spus sau nu v-a spus, ține un secret persoana respectivă. Un secret care o să vă dea dura. O să vi se facă pielea găinii. Înseamnă că, deja probabil știți că este vorba despre un prieten care a ascuns tot timpul că vă iubește de nu mai poate, că nutrește o pasiune, că vă vrea să vă fure și să plecați împreună în lume, s-ar putea să vă șocheze extraordinar de tare când o să vă mărturisească acest lucru. Deci este o chestiune pe care o ține. Sau orice alt secret, dar datorită acestui secret pare că lucrurile se schimbă din prietenie în super mega pasiune. Din punct de vedere al intimității, deși spuneam că s-ar putea să nu fie împărtășită această pasiune, este probabil o persoană care v-a fost aproape sau vă va fi foarte aproape. Nu, de asta spuneam, s-ar putea să fie și vorba și despre săgetător sau este vorba despre faptul că încă nu pot să vă arăt cartea pentru că este, sau nu știu, haideți să fac așa, deși sunt spate în spate, mă rog, este nuditate explicită. Nu este consumată relația sau în cele mai multe situații relația nu este consumată. Din cauza faptului că deci el este terminat sau poate că s-a încercat la un moment dat să mergeți mai departe dacă ați fost prieteni, să zic așa, sau dacă n-ați trecut prin asta, este posibil să nu îi dați șanse la început, să vrea să ducă această relație și către acea pasiune, acea trăire intimă, dar ea se sucește sau nu vrea și el este topit. El este, energia masculină este topită, mai eu pe scurt. Este topită, este... Ea este mai indiferentă, energia feminină. Nu vă ascund lucrul acesta. Ea este mai indiferentă, dar încet, încet ajungeți către acea mare iubire, știți? Se sucește treaba. Deci dacă el este topit acum, ea mai puțin, trece timpul, trece vremea, se sucește treaba, ea devine foarte... așa... posesivă și se topește ea. Dar el este, cum să vă zic, ea este mult mai dură, să zic așa, sau ea poate să fie mult mai posesivă, iar el este topit, sufletește, emoțional. Adică la ea logica, că de-aia spuneam de logică și de rațiune, la ea mai mult primează logica și rațiunea. La el primează inima. Ce-i spune inima aia face, la ea ce-i spune rațiunea aia face. Cam așa. Haideți să vedem și la ce trebuie să fiți voi atenți sau atente. O avertizare, o atenționare din partea Universului, pentru că așa cum am spus și în metalările trecute, nu totul este roz și dacă aveți aceste informații cu atât mai mult, ați putea să jonglați cu ele. Ei bine, răspunsul este da, avem mai și o fecioară, dacă am spus, răspunsul este da. Trebuie să aveți atenție la... din punct de vedere acestui aspect financiar neașteptat, că tot vorbeam la începutul etalării de niște negocieri acolo, s-ar putea să intrați în posesia unui contract sau să-l negociați foarte bine, astfel încât să vă întemeiați o familie, să vă mutați, să... puneți bazele unei relații sau să faceți o fundație, să construiți o casă, să construiți o afacere. Sunt foarte multe privilegii, dar și foarte multe detalii. Detaliile fac diferența, însă, cum să vă zic, ca recomandare, încercați să nu vă cantonați de micile detalii, de autosabotajul acela de care am spus și uite, se confirmă prin această carte. Este punctul culminant în luna august pentru Tauri. Totul culminează. Deci dacă până acum lucrurile au fost blocate sau n-ați dormit noaptea că nu știați ce o să se întâmple, în luna august aveți acel portal, se deschid noi oportunități pentru voi și ajungeți așa într-un punct culminant, aș putea spune. Haideți să vedem
și un obiectel. Ei, o transformare, o mutare, o transformare. Probabil că în această primăvară s-ar putea să fi început așa niște tatonări, de asta spuneam, mutare dintr-un loc în altul, posibil dintr-o țară în alta, dintr-o relație în alta. Deci aveți această mutare, această transformare. Și haideți să vedem energia generală a lunii august pentru Tauri. Stă sub semnul protecției. V-am zis la început. Sunteți protejați, sunteți protejați, protejați-vă. Sesiuni de purificare, sesiuni de protejare. Și sunteți foarte protectivi. Deci este o lună în care, luna augustă, sub semnul protecției, numai atenție la foarte mare posesivitate. Este bună, dar până la un anumit nivel. Deci nu uitați de acele protecții care vor fi foarte, foarte bune. Cam atât, dragii mei tăurași, pentru luna august. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag. La mulți ani tuturor celor care își aniversează ziua de naștere în această lună, cu suișul și coborușul pentru fiecare zodie în parte, dar rațiunea joacă un rol foarte important, că dacă gândim logic, ne dăm seama că totul este spre binele nostru cel mai înalt. Vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi. Numai bine! Pa, pa!